M-am gândit să-mi iau și o apă termală de la Ibatem și am prezentat-o. Da, nu știu, un moment de reculegere pentru Revox. Bună și le-am găsit la nume de Oclor Amine pe canal. Astăzi revin cu un clip cu prostii terminate, iar îmi dă cubul pe afară, nici nu... Da, și am zis gata, e timpul să filmez. Aș mai fi avut câteva zile la timp să filmez clipul, pentru că suntem abia în 26 august acum când filmez, dar am zis, las așa. Și hai să încep cu prostele care n-au mai încăput în cub. Și am aici două proste de la Garnier pe care vi le-am prezentat recent, cred, într-un clip destinat prostelor Garnier. Vă las un card pe sus. Avem Body Superfood crema de corp cu aloe vera, care mi-a plăcut la nebunie, o țineam la mine pe birou și mi-o aplicam uneori și pe post de cremă de mâini. Foarte bine a mirosit, se aplica super bine. Singurul inconvenient pe care l-am găsit eu la aceste creme este faptul că nu se închideau, vedeți, nu știu dacă se vede, nu se închide total, sau nu știu, cel puțin asta nu se închide, pentru că văd că asta de păr se închide, habar n-am. V-am zis și în clipul acela cu produse la Garnier că mi-ar fi plăcut un alt fel de ambalaj, dar asta e, ne descurcăm cu ce avem. Și apoi mai avem această banana hair food de la Garnier. Mi-a plăcut foarte mult masca asta. V-am zis, este singura mască sau singurul produs de păr. De fapt, nu singurul, că am mai descoperit unul, dar este cam singurul produs de păr de la care părul miroase și după ce m-am uscat. Miroase părul foarte bine a banane și eu, în general, nu prea sunt adeptă acestui miros, dar ăsta cumva îmi place. Dar, sincer să fiu, nu vreau să o recumpăr momentan, pentru că m-am cam săturat de ea, e destul de mare, are 390 de ml, vă ține o grămadă, mai ales dacă nu aveți părul atât, nu aveți părul lung, l-aveți mai scurt decât mine, vă ține foarte, foarte mult. Apoi, mai am o mască de la Garnier, pentru măști, pentru că am terminat destul de multe, mi-am notat pe telefon, într-o dată de notițe, mi-am notat ce părere am despre ele, dar despre asta n-am notat nimic. Da, este vorba despre Garnier Hyaluronic Cryo Jelly. Așa arată ea. Sincer să fiu, nu pot zic că m-a dat pe spate asta neapărat. Mă așteptam să simt o senzație de răcorire mai intensă. Pe ea scrie -7,5 Skin Cooling. Nu știu, eu n-am simțit, poate trebuia să o țin la frigider, habar n-am. Nu m-am uitat pe ea dacă se ține la frigider, dar nu cred, nu m-a dat pe spate. Apoi, mai am o mască de la Frudia cu afine, este aceasta pe care am luat-o eu din Miniso și despre ea am scris Frudia, culoare ciudată mască. A, da, avea o culoare galbenioară, așa, un fel de galben învechit, gen, uite, am eu pliculețe astea de ceai, e gen culoarea asta, era masca, nu prea a stat lipită, mirosul nu a fost ce mă așteptam să fie, ten luminos, nelipicios, deci, da, experiența cu masca pe față nu a fost una plăcută, dar ceea ce am simțit de la mască a fost ceva plăcut, ceea ce mă face să mă gândesc că poate aș recumpăra-o, să zic așa. Apoi, am aici aceste Blackcurrant and Echinacea Cold Water Infuser. Arată ele așa, le-am luat eu din DM, vă las un card pe sus să vedeți haul-ul în caz că nu le-ați văzut. Vi le arătam când am arătat plicurile, astea sunt, da, nu le-am terminat pe toate, dar m-am gândit să pun cutia. Să știți că îmi plac. Gustul nu este neapărat unul dintre preferatele mele, v-am zis, este cu coacăze și echinacea. Ce îmi place mie să fac totuși este să adaug câțiva strop de lămâie și așa este foarte bună. Nu știu cum ar ieși dacă aș combina-o cu apă minerală, n-am încercat. Dar aș vrea să încerc, dar pentru cineva care încearcă să
reducă consumul de sucuri acidulate, ape minerale și așa mai departe. E bun că din când în când să mai beau și astfel de chestii. Vreau să încerc și varianta aceea de ceai rece de la Fares. Parcă au lansat ei ceva, dar n-am apucat încă. Apoi, de la Siempre am aceste șervețele intime. Astea cred că sunt din Lidl. Sau nu știu dacă... Da, Lidl. Așa arată niște șervețele pentru zona intimă. Au fost bune, nu m-au deranjat, nu nimic. Ceva foarte basic, niște... cum le spune la astea, bețișoarele acelea pentru urechi de la Septona. Le-am terminat și pe ele. Bune, n-am ce să le reproșez. Am terminat și apa termală de la Iva Therm și am o poveste foarte drăguță cu apa asta termală, nu știu dacă v-am mai spus. Am avut eu la facultate de făcut în anul 3, în semestru 1, cred. Am avut de făcut un proiect pentru un site al unui brand pe care eu îl apreciez și eu am ales Iva Therm. Și ca să fie așa, să am un plus să zic, m-am gândit să-mi iau și o apă termală de la Iva Therm și am prezentat-o, am arătat că o folosesc și da. Evident că proiectul a luat 10 și mă bucur foarte mult de, iar de atunci când mă uit la ea mi-aduc aminte de acel proiect. Este o apă termală bună, îmi place, mi-aș plăcut să fie în varianta mai mică, dar atunci a luat-o mama pe varianta asta mai mare. Apoi am terminat apa, soluția aceasta de curățat pensule de la Ebelin și vreau să vă spun că cel puțin la noi în Brăila nu se mai găsește. Au adus o altă soluție pentru curățarea pensulor care costă ceva gen 40 ceva de lei sau 30 ceva de lei. Mi se pare destul de mult, având în vedere că sunt aceeași cantitate, cred, aproape. Iar asta era 11-12 lei. Uneori o găseam și cu 9 lei și ceva. Deci, nu știu dacă o să o încerc și pe aceea, nu știu dacă au scos-o de tot. Poate o reformulează, habar n-am, pentru că oricum ea a mai fost scoasă o perioadă, iar au lucrat la formulă și au adus-o din nou. Da, nu știu, un moment de reculegere pentru Revox Daily Sun Shield este SPF-ul meu preferat. Să știți că l-am încercat și pe cel de la Skinergy Therm, cred că așa îi spune, dar nu se compară, sincer, să fiu pentru o față sau pentru un ten, ca să mă exprim mai corect, pentru un ten care transpiră foarte repede și care nu prea suportă creme pe față pe timpul verii, asta este crema perfectă. O să o recumpăr cu siguranță. Ok, următorul produs este acest șampon de la Balea Med, Ultra Sensitive, mi-a plăcut foarte mult. Cred că o să-l mai recumpăr, dar momentan vreau să termin din ce am, pentru că este bine să schimb, să nu ții mereu același șampon și cred că o să fac așa un fel de cură cu el. Apoi, ce mai am aici? Oh my god, mai aveam el și mi-a curs înăuntru firar. Da. Am un parfumant în acela de cameră de la Areon. Pot să zic că mi-a plăcut foarte mult mirosul la French Garden. Noi îl tot căutăm pe cel pe care l-am avut la Suceava, la Vama, da, Vama Suceava. Un parfumant de cameră care mirosea foarte bine de la Areon, dar nu l-am mai găsit pe acela. În fine. Apoi avem un săpun de mâini de la Sien. Pe acesta l-am avut când am fost pe caz la munte, dar este Milk and Honey. Pe mine, sincer să fiu, săpunurile de mâini de la Sien m-au cam dezamăgit, nu mi se par foarte calitative, sunt ieftine, deci dacă vreți ceva ieftin, da, dar ca și calitate nu mă dau pe spate, mi se pare că usucă mâinile. Apoi, de la Garnier Botanic Therapy am avut acest Magnetic Charcoal Black
Seed Oil, un șampon, care să știți că ne-a plăcut destul de mult, atât mie cât și mamei mele, chiar mama a zis că îi place destul de mult și e posibil ca pe viitor să-l recumpărăm. Momentan în baie mai am doar masca, pentru că balsamul l-am dat. Apoi, am terminat această cremă depilatoare de la Elmi Plant și nu era ea micuță, ci am făcut-o eu să fie micuță pentru că am rupt-o, vedeți aici. Am rupt-o de la jumate și am îndesat-o așa. Foarte bună cremuța asta, este varianta cu migdale. Apoi mai avem aici o pastă de dinți Aqua Fresh Active White. Așa arată ea, dar nu știu ce am încat-o, că mai era măcar de o folosire. Cred că o să iau eu și o să mă spăl cu ea acum, după ce termin de filmat. Ia uitați, nu facem risipă în familia Rusescu, da? Apoi mă despart de fapt de două mascara. Am Kind and Free de la Rimmel. Un mascara care, sincer să fiu, nu prea făcea nimic. Descurca un pic genele, dar cam atât. Nu m-a dat pe spate. În schimb, îmi plăcea cum mirosea. Și Sensitive But Wow de la Essence. Ăsta mi-a plăcut foarte, foarte mult și îmi pare rău că nu se vorbește mai des despre el în online, pentru că chiar e super, ăsta s-a uscat foarte nașpa și nu se mai poate folosi. Așa. Apoi am terminat, de fapt mama a terminat un parfum de la Pharmacy, Hera. Așa arată el. Mie, sincer să fiu, nu prea mi-a plăcut, mi se părea mult prea verde pentru gusturile mele și știți că sunt mai mult cu astea mai dulci, așa. Apoi, de la Siempre, ăsta cred că tot din Lidl, Daily Liners, Chamomile, așa arată. Mi-au plăcut astea și chiar cred că o să le recumpăr. Așa, și tot din sfera asta mai am și absorbantele de la Gesa. Astea care sunt pentru, nu știu, eu le folosesc așa în primele zile, când să zicem că e un flux mai mare. Așa, apoi arunc acest gel, de fapt, pentru albirea dinților, Extreme Whitening Gel, not, de la, nu știu ce brand e ăsta, Cougar, ok, Cougar, se găsea în cutiuța aceea, site-ul se numea Pick and Diesel, nu mi-a plăcut, nu a făcut nimic, nu am observat nimic și cred că a expirat și îmi scăp. Ok, bye bye. Bye bye. Apoi, am aici o altă mască pe care mi-am strâns așa cu ceva. Asta este o mască, wow, Chocolate Milk de la Miniso și cred că mi-am scris despre ea, ia să vedem. Dacă despre ea mi-am scris, nu. Dar știu că mi-a plăcut foarte mult cum a mirosit și îmi plac foarte mult măștile astea din gama asta, care seamănă cu un smoothie, de fapt nu smoothie, milkshake am vrut să zic. Mai am una, cred că da, uite, mai am una cu cocos, care așteaptă să fie folosită, poate chiar în seara asta. Apoi am aici cele biluțe de baie, sare de baie de la Balea. Din gama asta, Happy Melody, îmi plac foarte mult, miros bine. Așa, apoi, un parfum Avon Lily Soft Mask. Arată el așa și miroase a liliac. Deci miroase foarte, foarte bine. E un pic cam puternic pentru gusturile mele, dar miroase bine. Apoi, de la Balea am terminat apa micelară, asta cu verde. Să știți că mi-a plăcut foarte mult, foarte comparabilă cu cea de la Garnier. Un pic mai mult trebuie să insistați când vă demachiați, dar rest a fost foarte bună. Apoi, am terminat crema pentru zona ochilor de la Garnier, era să zic de la vitamina C, cu vitamina C de la Garnier. Mai am un pic că mi-am pus într-un borcanaj, dar a fost foarte bună. Apoi am terminat și un gel de duș Balea Butterfly. Așa arată. Am mirosit
foarte bine. Foarte dulce, bombonele, așa, pur și simplu. Apoi, mă despart de pudra de la She Fixing Matte Powder, pentru că arată groaznic, dar am folosit-o destul de mult și ați văzut în haul-ul de la DM că am cumpărat una de la Essence și mai am încă o mască. Să știți că am atât de multe măști, pentru că luna trecută am uitat să vă arăt câteva și din cauza asta am atât de multe. Și aici mai am o mască din asta de tip milkshake cu căpșuni, am mirosit foarte bine și chiar vi-o super recomand. Și mai am aici să vă arăt, cred că doar două chestii și am terminat. Patru chestii. În primul rând am terminat acest gel dezinfectant de la Bath & Body Works Marshmallow Pumpkin Latte, care ar fi mers foarte bine acum că vine toamna. Dar nu, domnule, eu nu țin cont de mirosuri, eu nu fac, azi îmi scapă cuvintele. Eu nu fac diferențe, eu mă spăl și folosesc produse care au miros de toamnă, iarnă și vara, nu mă deranjează, ador. Și asta așa mic e super adorabil, mi-a plăcut foarte mult, miroase foarte bine. Eu l-am luat de la Dănuța, de la Lataifas cu grăsuța, iar Lilia l-a adus din America, dar se găsesc și în magazine Bath & Body Works, dar nu știu dacă neapărat aroma asta. Apoi mai am o mostră de parfumel Divine, o mostră așa simplă de la Oriflame și mai am și o mască de la Balea cu trandafiri. Arată ea cam așa și mi-am notat despre ea, stați să vă spun. Masca trandafir ușor lipicioasă, se simțea ca o cremă pe față. A, da, țin minte că după ce am îndepărtat-o, rămânea așa ca o cremă și trebuia întinsă foarte bine, dar mi-a plăcut și chiar vă recomand. Și gata, acestea au fost produsele. Doamne, deci e plin la mine pe birou, trebuie să strâng tot. Dacă v-a plăcut clipul, aștept să dați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până într-un clip, să-ți superbă, mă pat, pa!